ăia hoți, ăștia hoți, mama rolato. Bună seara, stimați telespectatori, o emisiune specială astăzi pentru că trebuie să ne ocupăm și de cultură. Din păcate, câteodată neglijăm, oameni mari de cultură, oameni care ne-au reprezentat din străinătate și știți proverbul acela, care mie mi se pare păgubos oarecum, că nimeni nu-i profet în țara lui. Ei bine, o să vorbim astăzi despre un om care este mai apreciat, din păcate, eu zic din păcate, în alte țări, mai apreciat decât la noi în țară. Dar totuși, iată că există, să spunem așa, bine, să nu lăudăm foarte tare pe invitatul nostru, ca să-i spunem coleg de breaslă, dar totuși oameni care iubesc arta, iubesc sculptura, despre sculptură vom vorbi astăzi, și care se gândesc să omageze oamenii care au făcut cinste României, care au făcut în așa fel încât operele lui să fie cunoscute în toată lumea. În primul rând vă prezentăm invitatul nostru, este vorba despre Alex Ciobotariu. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, Victor, bună seara și celor de acasă care ne urmăresc pe micile ecrane. Alex este sculptor, o să vorbim, sigur că da, o să ne explice, o să spună telespectatorilor care nu știu exact ce face. Și s-a gândit foarte bine, de altfel, ca să nu uităm să omagiem sculptorii, sigur că da, de referință, ne referim acum la Brâncuș. Sigur, toată lumea a auzit de Brâncuș. Din păcate, repet, e mai cunoscut în străinătate decât aici, dar iată că Alex vrea să-l facă cunoscut și sătmărenilor. De aceea va avea loc un eveniment dedicat marelui sculptor Brâncuș, despre care o să vorbim în această seară. Mai întâi, Alex, totuși o să te rog să ne spui, să spui telespectatorilor noștri câteva cuvinte despre tine. M-am născut la Deva în 1989. Am urmat. Te-ai născut de dată cu Revoluția. Da, da, da. Păi, asta a fost ca două mame. Da. Am urmat cursurile Liceului de Artă, pe urma Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, secția Sculptură, specializare pe piatră. Iar în anii care au urmat, am făcut restaurare mai mult decât sculptură. Bineînțeles, n-am neglijat nici partea aceasta, adică am mers. Aici să facem o paranteză. Restaurarea nu e foarte simplă. Câteodată o restaurare poate să fie mai grea decât o proprie operă, pentru că trebuie să păstrezi exact ceea ce a vrut. Așa este. Există niște norme pe care trebuie să le respecti. În sculptura personală, bineînțeles, acolo ai libertate de exprimare și exact, de a gândi cum dorești. Acolo, la restaurare, trebuie să păstrezi. Da, da, da. Deci nu e ușor. Ești obligat. Nu e ușor. Și cred că e o meserie foarte bine apreciată și foarte bine plătită dincolo. Unde... Chiar și la noi. A început sau chiar să, la fie, noi. Să se pună accentul pe partea asta de a restaura. Am înțeles. Deci am început și noi să avem... Da, da, cu bucurie văd că în satul mare se mișcă lucrurile în acest sens și... Cum ai ajuns în satul mare, apropo de satul mare? Părinții mei s-au mutat când eu aveam vârsta de 7 ani, iar de atunci m-am stabilit aici. Îți place? Adică, mă rog, venind dintr-un mediu universitar, de la Cluj, de la, cum să zic, dintr-un loc unde... aveai alte opțiuni și din punct de vedere artistic, dar nu numai. Sigur, statul mare din acest punct de vedere e mai mic, mai... Așa, nu este la fel de prietenos. Dar te-ai obișnuit. Da, da, cred că se pot face lucruri bune și aici. Am avut posibilitatea să și rămân la Cluj, să și plec din țară, dar nu, am ales să rămân pentru că consider că se poate face. Și acum ce face Alex aici în statul mare? Restaurare și sculptură. Restaurare și sculptură în continuare. Sigur, trecem la faptul că te-ai gândit, sau cum ți-a venit ideea de a-l omagea pe Brâncuș și de a face chiar un eveniment din aceasta? Sincer, ideea a aparținut unui prieten de-al meu, cu care anul trecut am început un proiect tot pe aceeași temă și tot pentru a-l omagia pe Brâncuș. A fost sub numele de Brâncuș Day, iar anul acesta s-a transformat în altceva mai măreț,
fiind contactat din partea primăriei și vom face Follow-in Brâncuș, care după părerea mea e un proiect mult mai grandios. Eu vreau să-l duc la statutul de internațional la un moment dat. Până acolo sunt alți pași, fiind tineri încă pe drumul ăsta. Dar sunt convins, cu susținerea celor de la Centrul Cultural Geme Zanfirescu, cărora le și mulțumesc pe această cale, vom merge înainte. Pentru că, exact cum am spus și tu știi probabil mult mai bine decât mine, mi se pare mie că Brâncuș nu a fost apreciat la valoarea reală a lui. Dimpotrivă, am avut țări, de exemplu, ca și Franța, care i-au acordat mult, mult mai mare importanță. Da, din păcate așa este, dar observ că de o perioadă bună de vreme, de câțiva ani de zile, ne-am trezit, să spun așa, și începem să facem ceva în sensul ăsta. Adică, totuși, e o identitate culturală a României pe care nu putem să o pierdem din vedere. Chiar dacă alții înaintea noastră au renunțat la ea sau... Da. Au renunțat sau n-au băgat-o în seamă, au trecut peste ea. Da, nu l-au acceptat, asta a fost. Ne-am trezit. Academicienii români nu l-au acceptat. Ne-am trezit că l-am văzut omagiat în diferite alte țări, respectat, iubit și așa mai departe. Și la noi încă... Și voia să ne cedeze atelierul dânsului din Franța, din Paris. Și pe lângă asta, o serie de 200 de lucrări. Care sunt foarte valoroase. Pe care acum ne chinuim să le cumpărăm. Exact. Da, cu donații, cu alte, prin alte mijloace. Dar vreau să fac aici o paranteză. Tu ce părere ai de această modalitate găsită asta cu hai să cumpărăm și să doneze fiecare? Nu ți se pare un pic oarecum? E un pic agasant la adresa poporului. Un pic, oarecum. Eu zic că e umilitoare și pentru, mă rog, pentru ceea ce înseamnă Brâncuș și pentru ceea ce înseamnă poporul român. Da, dar atâta timp cât noi din conducere l-am refuzat. Adică sunt de părere că omul de rând, acum n-ar trebui într-un sens atât de brutal, să doneze, să pună umăr de la umăr, da, să ajute la... Ce era? Era cu mințenia pământului. Mințenia pământului. Da, pentru recuperare. Nu știu, mă gândesc că statul ar trebui să facă un demers în acest sens. Nu, pare așa oarecum umilitor. Da, și ne și înjosim în fața lor. Adică, mai haide să fim cu capul sus, totuși. Da, acum tu lucrând tot în piatră, nu ți-e mult mai... apropiat. Cred că l-ai și studiat. Da, destul de mult. Ai avut ocazia să vezi opere de ale lui? Mă refer la originale. Nu. Nu am avut. Spre rușinea mea n-am mers nici la Târgu Jiu, n-am ajuns să văd ansamblul. Dar sper că în curând voi ajunge. Marele opere nu se află aici. Nu. Sunt în Franța, sunt la New York. Sunt în altă zonă. Ca dovadă că mi-a impresionat. Haideți să vedem, iată, stimați telespectatori, vedem din operele lui Brâncuș, bineînțeles că dumneavoastră le cunoașteți. Da, ansamblul de la Târgu Jiu. Cu Masa Tăcerii. Unde la acea Masa Tăcerii, la un moment dat, s-a pus și președintele Iohannis, care, sigur că da, e în Masa Tăcerii și el, deci nu e nicio problemă, deci nu a vorbit și el e la fel de tăcut ca Masa. O altă operă, Sărutul, da. Este prin cioplirea directă e executată, adică e o tehnică destul de grea. Adică ce înseamnă cioplirea directă? Adică n-a stat să calculeze, să măsoare, ci a luat pur și simplu dalta, ciocanul și a început să lucreze direct în material. Știind ce vrea să facă, bineînțeles. Mă gândesc că nu e taman ușor. Nu e. Uitați, o lucrare impresionantă. N-a fost mediatizată foarte mult. Dacă nu mă înșel, este inspirată după Yves Saint Laurent. E și în posesia lui acum. E de la începuturi.
Da, de când era influențat de arta africană. De... Da, asta e poarta sărutului. Da, asta, da. Precedentul era Madame LR. Iată opere da. Care cu siguranță... Toată lumea o cunoaște. Da, da, cu avem niște șanse să le vedem. Mademoiselle Pogani, da. Unde sunt expuse? Păi e la New York aceea, la New York. Bronz cu patină neagră, da. Mințenea Pământului pe care am vrut să o achiziționăm. Din păcate, acum, probabil că a fost o acțiune bună, revenind la subiect. Da, probabil că, mă rog, inițiativa, ideea a fost generoasă. Da, n-a fost gustată, n-a fost gustată de public și de, de oameni. Nu a fost modul, nu știu, mi s-a părut un pic ciudat da. Modul, hai să donăm, să cumpărăm. Păsările, păsările, vestitele păsări. Astea sunt păsările, și ele mă gândesc că sunt prin expoziții. Da, nu, nu, nu pot să-mi dau seama acum unde e. Leda, tot la New York. Tot la New York, da. Deci, un alt spectator, primul drum la New York, sigur că da, când îl aveți, puteți să le vedeți. Da. Iată și pe Brăcuș. E din atelierul dânsului în 1950. Aici, alături de Marcel Duchamp. Repet, foarte apreciat Brâncuș. Tristan Țara, da. În stânga lui Brâncuș. Și prietenul lui bun, Man Ray. Se vede doar jumătate în poză. A, în partea dreaptă. Da, în partea dreaptă. Foarte frumos. Brâncuș, din păcate, că a fost mulți artiști, scriitori și alt gen de artiști români și-au petrecut o mare parte în Franța. Muza adormită, da. Aici, de ce această asociere între... Pentru că i-a fost model baroneasa René. René Irana. A fost model și... Da, da. După dânsa a executat lucrarea. Da. Și, astea, și aceste lucrări, presupun, adică sigur nu se află în țară. Din atelierul dânsului. Aici când lucra la coloana infinitului. Era prima versiune din lemn, da. Prima dată a fost din lemn. La coloana infinitului. Da, Brâncuș. Da, era un bărbat frumos. Aici, da. Aici este cu Man Ray, prietenul lui, ciognind, sărbătorind, cu coloana infinitului din lemn, tot așa, prima versiune. Da. Deci prima versiune a coloanei infinitului a fost din lemn. Da, da. Aici tot el, mergând chiar după ce a absolvit Academia de la București de Arte și era în drumul spre Franța. De... Deja a plecat. Și sigur că da, a și rămas definitiv. Da, a și rămas. A și rămas. Din păcate pentru noi, sigur că da. E Brâncuș, stimați în spectator. Nu cred că există, mă rog, român, sărmărean, care să nu fie auzit, să nu fie cunoscut, să nu fie apreciat lucrările lui Brâncuș. Sigur, din păcate, așa cum am mai spus, uităm câteodată să-i omagiem, de fapt, acest artiști. Și acum trecem, sigur că da, la evenimentul pe care îl organizez, un eveniment care tocmai asta își dorește să ne amintim de Brâncuș și, sigur că da, să îl cunoaștem și să îl recunoaștem. Da, cum am spus... E numit Following Brâncuș, adică urmându-l pe Brâncuș, pe urmele lui Brâncuș, în românește. E un proiect important, spun eu, pentru publicul din Satul Mare și pentru cultura sătmăreană, în primul rând. Dorim să facem un workshop, că programul va fi în felul următor, de la ora vineri, 23 februarie, să vorbim strict de program. Da. Da, deci vineri, acum vineri. Vineri, da? Acum vineri. În 23 februarie, la ora 12, până la ora 15, vom organiza un workshop cu susținerea sculptorilor expozanți, mai târziu.
Invităm pe această cale toată lumea, indiferent de vârstă, copii, părinți, la Casa Meșteșugarilor, fostul cinematograf popular, proaspăt renovat, e o clădire foarte frumoasă, o ambianță plăcută și chiar e un spațiu prielnic pentru un astfel de eveniment. Da. Deci vineri între 12 deci și 15. Și 15 la workshop. Iar de la ora 16 vom organiza un fel de întâlnire, pot să-i spun, în care vom vorbi despre Brâncuș, vom vorbi nu atât de mult despre operele lui, cât despre influența lui asupra artei contemporane, asupra noastră, a sculptorilor din ziua de azi. Cum ne-a influențat, pe ce drumuri ne-a dus, care a fost conceptele, totuși el a inovat arta contemporană și și-a adus, și-a adus un aport benefic asupra ei. Și ne-a influențat, bineînțeles, și pe noi, la rândul nostru. Și vor participa, să înțeleg, sculptori din mai multe localități? Din mai multe localități, da. De data aceasta, anul trecut a fost doar de prin împrejurim, din satul mare, din județ. Anul acesta vrem să-i aducem de peste tot. De unde am putut și de unde mi-au acceptat invitația. Vor veni de la Cluj, vor veni de la Timișoara, de la Oradea. Avem un invitat chiar din Ecuador, care e stabilit la Cluj, dar și face sculptură, dar el mai pleacă, mai vine, mai colindă lumea. Sculptorii sunt, unii dintre ei sunt vestiți, adică deja expun la New York, expun în Londra, expun în Italia, în Germania, în toate marile centre ale artei contemporane, să spun așa. Deci sculptorii poate cum... Da, doctoranți afirmați. Bun, asta se întâmplă tot vineri, da? Da, tot vineri de la ora 4. Iar pe urmă va fi deschiderea expoziției, va fi vernisajul, iar în timpul vernisajului vom ruga publicul să și voteze, pentru că vom avea un premiu pentru, să spunem, cel mai apreciat artist expozant. Am înțeles. Deci... La sfârșit se va face premierea și încheierea. Deci, practic, pe 23 februarie, vineri, da, are loc tot evenimentul. Un eveniment care ai spus că vrei să îl dezvolți și de ce nu să-l internaționalizezi? Mi-ar plăcea foarte mult, iar ideea nu este imposibilă. Vom organiza anul viitor, probabil, încă în două orașe, aceeași acțiune, sub aceeași egidă, sub același nume, doar cu parteneri diferiți. De data aceasta avem ca și parteneri primăria municipiului Satu Mare și Centrul Cultural. Este un eveniment, genul de evenimente culturale sunt oarecum nișate, sunt greu de organizat, pentru că oamenii sunt destul de greu de mișcat, cu atât mai mult, mă rog, sponsorii sau ajutoarele, când mergi cu un anumit proiect, se gândesc la impact și așa mai departe. Din acest punct de vedere, ai spus că te-a ajutat, deci, Geme Zanfirescu, mă rog, primăria și așa mai departe. Ai mai apelat la cineva? Cine te-a ajutat? Cine te-a refuzat? Nu. N-am mai apelat la nimeni. Nu. Deci ai mers pe această variată. Pentru că, evident, dacă dorești să mărești și să faci învergură mai mare, o să te ască, sigur, că da, să-ți găsești... Bineînțeles, m-au ajutat colegii mei de breaslă, adică cei care au participat. Pe aceea i-am și rugat să mă ajute în anumite lucruri de organizare, ținând de transportul lucrărilor, de cazare, de așa. Dar în rest nu. Am ținut să mă gospodăresc, să zic așa, singur. Alex, în afară de tine, cine mai e în acest comitet de organizare? Doar Centrul Cultural Geme Zanfirescu și cu mine. Și cu tine, da? Deci e sigur că da, o sarcină... Da, e destul de important. Nu... Lumea nu cred că conștientizează ce se întâmplă în spate, dar nu e deloc, nu e deloc ușor. Dacă aveți invitați, trebuie să vă ocupați de ei, să nu e deloc ușor. Asigurați toate condițiile să se simtă bine și sigur să... Bineînțeles, ca evenimentul să decurgă ca la carte și să
îl ducem la un nivel profesional înalt. Da. De fapt, asta ne dorim. Da, e important. Vreau să te întreb, Alex, dacă acest eveniment e legat, deci data e 23, are vreo semnificație data de 23? În contextul acesta nu. Doar că așa se ni se potriveau datele și totuși am insistat să fie în săptămâna Brâncuș. Astăzi avem prilejul de a ne vedea chiar de ziua dânsului. Deci, practic, astăzi ar fi împlinit, da. Deci, practic, astăzi, 19 februarie, este ziua lui Brâncuș, da? Corect. 19 februarie, da. Brâncuș ar fi împlinit acum 142 de ani, da? Da. Dacă, deci 142 de ani de la nașterea lui Brâncuș și, da, e în săptămâna lui Brâncuș. Așa dorim și pe viitor să se întâmple totul ori de ziua lui, ori în acea perioadă, în acea săptămână. Da, pe final o să doresc să rugăm pe Florinache să ne mai dea o dată toate aceste imagini, pentru că e important și, mă rog, pentru televiziune, pentru mijloacele mass media, să încercăm pe de o parte să facem, să omagem și pe cei care merită, deci peste scandalurile, accidente și așa mai departe, lucrurile care fac, sigur că da, le savurează publicul, dar e important să știm și aceste evenimente, să ne cunoaștem artiștii și de ce nu să încercăm să îi respectăm, măcar din când în când să ne aducem aminte cum ar fi în aceste zile când se împlinesc anumiți ani de la nașterea lui Brâncuș. Așadar, o să mai revedem încă o dată lucrările lui Brâncuș și sigur că da, o să lansăm invitația, deci invitație deschisă tuturor, pe vineri, deci începând cu ora 12 la Casa Meșteșugarilor, să vedeți. Da, am uitat să precizez, lucrările pe care invitații sau cei care vor fi prezenți le vor face, le vor primi arse. Deci vom lucra în lut, în cel mai simplu material, unde nu poți să greșești niciodată, totul se repară. Se poate repara, corect, spune, se vede de piatră. Da, la piatră, într-adevăr. E făcut mustața mai lungă, salut! Așa. Dacă e mai lungă, e mai bine, că mai tăiam din ea. Mai scurtă, nu prea mai... Acele lucrări se vor arde și cu ajutorul Liceului de Artă din Satu Mare și le vor primi sau le vor putea ridica de la Centrul Cultural Gemezan Firescu în următoarea perioadă. Vor fi anunțați. Le vor chiar primi. Da. Haideți să vedem. Să aibă o amintire în urma evenimentului. Aceste lucrări, sigur, între timp o să vă amintim, vineri, Casa Meșteșugarilor, fostul cinematograf popular, cum îl cunoașteți dumneavoastră, acolo va fi omagiat Brâncuș, sigur că, dar nu foarte mult, suntem într-o perioadă în care lumea fuge, aleargă, are foarte multe alte preocupări, dar trebuie să ne aplecăm și asupra artei și trebuie să apreciem măcar din când în când mari artiști români și sigur că da și pe cei care fac în așa fel încât să rămână în conștiința noastră. Repet, artiști care de multe ori sunt mult mai apreciați în străinătate. Cât de greu e să fii artist aici în Satu Mare? E foarte greu să fii artist în România, în principiu. Și în România e greu, dar da. În Satu Mare fiind... Da, dar peste tot nu cred că artiștii nici din străinătate nu duc o viață atât de bună pe cât se... Nu, am avut ocazia să vorbesc cu prietenul nostru, mediatizează, John Sușoflo, care e pictor și care spunea că și în Germania, de exemplu, doar 4% din artiști reușesc să trăiască din... Da, e un procentaj foarte mare, având în vedere că pe lume... Procentajul este de 1%. Să trăiască din ceea ce fac, adică strict doar din lucrările lor personale. Exact, nu să se ducă pe alte ramuri, cum am mers eu pe restaurare sau de curând pe ceramică. Da, deci tot timpul trebuie să-ți găsești o variantă, da. Deci, din păcate, Sculptura îți permite, făcând sculptură îți permite să faci acest du-te vin, acest joc. Între timp noi să vedeți imagini cu Brâncuș, sigur că da, un artist consacrat al României și iată care va fi omagiat și la Satu Mare, nu uitați, vineri,
Deci acum vineri puteți să mergeți la Casa Meșteșugarilor să vedeți lucrările și altor artiști care vor expune, pentru că e important măcar acest tip de încurajare, lumea care merge, care vede, să contează foarte mult, cred că pentru un artist, în afară de bani, contează și modul în care este apreciat. Bineînțeles, mai mult cred, consider decât banii în sine. Decât banii în sine, faptul să fie apreciat, să fie... Să fie cunoscut. Până la urmă, dacă este cunoscut și apreciat, consider că are și bani. Da, atunci, până la urmă... Merg mână în mână. Stimați spectatori, cam aceasta a fost. Doream să vorbim despre acest eveniment pentru care loc acum vine și eu sunt sigur că sunt sărmăreni care o să guste acest eveniment. Repet, la fostul cinematograf popular Casa Meșteșugarilor, cum o cunoașteți acum, mai recent, dar fostul cinematograf popular de la ora 12. Alex, noi îți dorim, cum să zic, succes și te felicităm pentru faptul că faci acest lucru, care nu este ușor, pentru că să organizezi un asemenea eveniment, mai ales cultural, când, din păcate, cultura este mai marginalizată, nu e ușor, dar îți dorim succes și sigur că da, să poți să duci mai departe și chiar să extinzi. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Dar precizez, nu sunt singur pe drumul acesta. Sunt în spatele meu colegii care mă susțin, sunt oficialitățile, deci sunt convins că va merge totul pe o direcție bună. Ai găsit oameni cu care să faci echipă și nu în ultimul rând... Și o faci cu plăcere, iar noi nu există nicio greutate atunci când o faci cu plăcere. Da, când faci un lucru cu plăcere, sigur, e mult mai simplu. Îți mulțumesc pentru invitație pe această cale. Noi acceptăm, sigur că da, să vedem eventual... Probabil o să ne aduci imagini și să vedem și ce s-a întâmplat, ce se întâmplă vineri. Și să mai discutăm despre aceste lucruri, pentru că, repet, sunt lucruri importante și hrana spirituală e cel puțin la fel de importantă ca cea materială. Stimați spectatori, cam aceasta a fost emisiunea de astăzi. Nu uitați încă o dată, vineri, de la ora 12, la Casa Meșteșugarilor, se omagează chiar în săptămâna Brâncuș, care împlinea 142 de ani în 19 februarie, deci chiar în săptămâna Brâncuș. Este omagiat Brâncuș, iată, și la Satu Mare. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. O seară plăcută în continuare. Bună țară, recreală, mama ei de rânduială, ăia hoți, ăștia hoți, mama lor.